Prima ocazie a venit la partea suceveană, Marius Matei nimerind bara în minutul 13. Forest a deschis scorul în minutul 23. Lungu a executat puternic o lovitură liberă, Preda a respins mingea la 10 metri, de unde Rigoni a înscris cu un șut plasat. Cea mai frumoasă fază a primei reprize a fost consemnată în minutul 36, când Căinari a pătruns pe partea stângă, a centrat până la Marin, care a așezat mingea lui Rigoni, dar italianul a țintit bara. Gazdele și-au dublat avantajul în minutul 53. Marin a primit mingea în mijlocul careului Gălățean și l-a învins pe Preda, bifând al treilea gol în tricoul Forestei. În minutul 87, Pavel a centrat din banda stângă, iar Martin a marcat cu capul pentru scorul final de 3-0. Am zis doar atât că mi-asum rezultatul, indiferent care ar fi fost el. Toate că am fost prea puțin și, bineînțeles, că meritul e a jucătorilor în primul rând și a vechii conduceri. Este clar că... Știu, venirea mea aici doar de punct de vedere psihic a fost poate un șoc. Poftim? La meciul ăsta, da. Dar e clar că e meritul celor dinainte, pentru că eu într-o zi nu puteam să fac mare lucru decât pe plan mental. Ghigoraș a ținut să remarce atitudinea publicului sucevean pe parcursul partidei de sâmbătă. Așa cred că a fost de mulți ani. Știu că la Suceava erau foarte mulți spectatori iubitori de fotbal. Numai noi putem să-i aducem în număr cât mai mare, numai noi putem să-i aducem să ne susțină până la final. Pentru că un obiectiv necesită sacrificii, e posibil să apară și, eu știu, jocuri mai puțin reușite și rezultate mai puțin reușite, dar e un traseu lung. De aceea va trebui să fim extrem de atenți în a gestiona foarte bine situațiile care vor apărea pe parcurs. Eu mă bucur foarte mult și fericit echipa și chiar și publicul pentru atitudinea foarte frumoasă care a avut-o pe tot parcursul jocului și așteptăm un număr cât mai mare. Repet încă o dată, doar rezultatele jocul nostru îi vor atrage aici și bineînțeles eu îi vom avea alături de noi. Fotbal fără public, fără spectator, fără susținător e urât și te simți ca într-un cimitir. În următoarea etapă de campionat, Foresta va juca sâmbătă pe terenul celor de la Știința Miroslava. Până atunci, galben-verzii vor evolua în turul 4 al Cupei României marți, de la ora 16:30, pe stadionul Areni, împotriva celor de la Aerostar Bacău.